Primul război mondial este aproape de sfârșit când în Franța un soldat american pe nume William J. Donovan este lovit la picior de un șrapnel și este aproape orbit de gaze toxice. În timpul războiului, acesta a condus misiuni de salvare periculoase și a condus campanii în care mulți dintre oamenii lui au murit. Acesta a luptat în continuare, refuzând să urmeze ordine și chiar să primească medalii. Nu îi păsa dacă aceste medalii îl făceau o țintă pentru lunetiștii inamici. Acesta le spunea oamenilor lui, nu mă pot lovi și nu vă pot lovi nici pe voi. Dar avea să fie lovit din nou de data aceasta în genunchi. Chiar și așa a refuzat să fie evacuat și a continuat să dea ordine. Donovan era neînfricat, iar acesta este motivul pentru care a primit porecla de Wild Bill, adică Bill cel Sălbatic. După încheierea primului război mondial, Donovan a primit medalia de onoare, medalia de evidențiere în serviciu, steaua de argint și multe alte medalii de la alte țări. Ar fi foarte greu de găsit un soldat american care să fi primit atâtea decorații de război. Dar în zilele noastre el este celebru nu atât pentru ceea ce a făcut în război, cât pentru că este considerat fondatorul serviciilor secrete americane. Mai exact, el este cel care a pornit ceea ce avea să devină CIA. Și de aceea, la sediul din Langley există o statuie a acestuia. Este o poveste fascinantă, dar hai să ne întoarcem la perioada în care Donovan era tânăr. S-a născut de anul nou în 1883 în Buffalo, New York, și părinții lui aveau origini irlandeze, bunicii fiind cei care au emigrat în America pentru o viață mai bună. Tatăl lui era dur și l-a învățat de mic cât de important este simțul datoriei și onoarea, în timp ce mama lui i-a arătat importanța frumuseții și a artei. Părinții lui erau catolici, iar pe când era mic, Bill se gândea să devină preot. Dar, pe măsură ce a trecut timpul, dogma catolică nu a reușit să-l convingă, în schimb s-a concentrat pe educație, fiind un student foarte apreciat la Universitatea Columbia din New York. Mai târziu, a urmat cursuri de drept în cadrul aceleași universități, unde a fost coleg la anumite cursuri cu Franklin Roosevelt, care avea să devină președinte. Cei doi nu știau pe atunci că urmează să devină personaje importante în istoria Statelor Unite. În timp ce lucra în domeniul legal, Donovan a ajutat la crearea New York National Guard, iar în această perioadă el a alocat mult timp strategiei militare. Probabil că Bill ar fi fost oricum un soldat bun, dar datorită cunoștințelor de strategie militară, acesta a devenit un lider de temut a ajuns să fie implicat în toate chestiunile militare și a condus eforturile armatei la granița cu Mexicul în lupta împotriva revoluționarului mexican Francisco Pancho Villa. În această perioadă, Primul Război Mondial deja făcea ravagii în Europa, ceea ce curând avea să îl atragă pe Bill. În 1917 era major și a condus batalionul 1 de infanterie al diviziei 42. Chiar dacă era mai în vârstă față de ceilalți soldați, rezistența și curajul lui aveau să devină legendare. A participat la multe lupte și a fost martorul unor adevărate masacre, fiind rănit grav chiar și el de multe ori. Aceste pierderi de vieți omenești și băile de sânge la care a participat au avut un rol important în evoluția lui Bill și a dat seama că dacă vrei să câștigi un război trebuie să fii mai deștept decât inamicul și informațiile militare sunt cheia. În anii ce urmează Donovan avea să primească medalia de onoare pentru faptele sale eroice din timpul războiului, iar la ceremonie au participat peste 4000 de veterani de război. Nu se poate descrie respectul pe care soldații care l-au cunoscut îl aveau față de Bill. Acesta i-a surprins pe toți când a spus că nu vrea medalia. Acesta a spus că medalia le aparține băieților care nu sunt aici, băieți care acum se odihnesc în cimitire din Franța sau din New York, dar și băieților care au reușit să supraviețuiască. În anii 1920, Bill a devenit procuror în Districtul de Vest al New Yorkului. Chiar dacă era foarte iubit de soldați, când a început o luptă aprigă împotriva alcoolului și-a făcut destui dușmani, era perioada prohibiției în America, iar Bill s-a asigurat că legea este respectată cu strictețe. A avut conflicte și cu cei mai bogați din New York, pentru că a percheziționat și cluburile acestora. Mulți dintre bogații acelor vremuri credeau că sunt imuni în fața legii, dar lucrurile au fost diferite în vremea când Bill era procuror. Oamenii de rând îl considerau foarte cinstit și avea o reputație foarte bună în lupta împotriva corupției. Asta a făcut ca el să obțină un loc în Ministerul Justiției, după ce s-a descoperit că mulți oficiali de acolo erau corupți și implicați în diverse scandaluri. A decis și că ar trebui să angajeze mai multe femei și nu a ascuns faptul că vrea oameni care să pună la îndoială autoritatea. Tot în această perioadă a fost atras într-un conflict cu directorul Biroului Federal de Investigații, adică FBI, un anume J. Edgar Hoover. Bill era un bărbat puternic, isteț și plăcut de oameni, în timp ce Hoover era doar un om nesigur, considerat de mulți ciudat și lipsit de personalitate. Lui Hoover nu îi plăcea faptul că Bill câștigă popularitate, și cei doi erau frecvent în contradicție. Această relație avea să se înrăutățească atunci când Bill s-a implicat și el în serviciile secrete, în timp ce Hoover îi spiona pe toți cei care nu îi plăcea. Un mic război intern a început între cei doi. Hoover versus Donovan avea să fie lupta secolului în cadrul guvernului. Dar înainte de asta urma să înceapă al doilea război mondial, iar Bill a fost trimis în Europa pentru a strânge informații. Și a făcut relații cu spionii britanici și cu alte persoane din guvern. A vizitat Germania nazistă, Italia fascistă și a călătorit mult pentru a întâlni șefii guvernelor din alte țări. Opinia lui după aceste vizite era că un război este inevitabil, bineînțeles, avea dreptate. A ajuns să fie un consilier important pentru Franklin D. Roosevelt, chiar dacă cei doi aveau ideologii politice diferite. La începutul războiului, când Germania nazistă cucerea cu ușurință pe oricine îi stătea în cale, atât Roosevelt cât și prim-ministrul britanic Winston Churchill și-au dat seama că Germania era mult mai puternică decât se aștepta cineva. Tactica de război fulger și propaganda foarte eficientă a Germaniei erau clar o forță de temut. Deci, pe cine avea să trimită Roosevelt în Marea Britanie pentru a discuta cu Churchill despre asta? Pe nimeni altul decât Bill Donovan. Acesta a discutat cu serviciile secrete britanice, cu prim-ministrul și chiar a luat masa cu regele George al VI-lea. Churchill, care avea și el experiență militară, s-a înțeles foarte bine cu Wild Bill, oferindu-i acestuia acces la informații strict secrete. Bill s-a întors în America și a spus președintelui că Marea Britanie avea potențial pentru a lupta cu Germania, dar și Statele Unite trebuie să se implice. I-a mai spus și că America are nevoie de o agenție similară cu serviciile secrete britanice. Cu mult înainte de CIA, exista un birou al serviciilor secrete britanice din care făceau parte celebrele MI5 și MI6. De fapt, serviciile secrete britanice existau de secole, dar cele moderne l-au impresionat pe Wild Bill. În această perioadă a lucrat intens cu agențiile britanice și cu spionii lor. Petrecea ore uitându-se peste rapoarte și era instruit de personalul agențiilor și de spioni. Bill avea un singur gând, să creeze o versiune americană a serviciilor secrete britanice și asta a și făcut. Un agent britanic care l-a ajutat pe Bill să dezvolte acest plan a fost chiar comandantul Ian Fleming, cel care a scris romanele cu James Bond, cei doi au lucrat împreună la anumite operațiuni de sabotaj Trebuie menționat că armata americană, FBI, Marina americană și Departamentul de Stat aveau toate departamente care se ocupau cu strângerea de informații. Aveau o mulțime de spioni și fiecare avea interese, dar nu erau organizate. Bill știa că trebuie să existe o organizație care să fie mai mare și mai bună. Și Roosevelt știa asta, iar în 1941 l-a numit pe Bill Donovan șef la conducerea a ceea ce se numea Coordinator of Information. COI. În curând, organizația avea să schimbe numele în Office of the Strategic Services, OSS. Nu toată lumea din Statele Unite era de acord cu asta, iar șefii altor birouri vedeau asta ca pe o amenințare. Nu considerau necesară o entitate nouă care să le fie superioară din anumite puncte de vedere, iar asta a dus la tensiuni. OSS avea să se dezvolte rapid, și în scurt timp, Bill pregătea noi recruți. A dezvoltat tot felul de strategii noi de atac și spionaj bazate pe un nou tip de război. A angajat oameni din toate categoriile sociale: intelectuali, artiști și chiar infractori. A recrutat oameni de afaceri sau chiar actori și poeți care puteau influența opinia publică. Avea psihiatrii celebri care analizau inamicii și chiar unii dintre cei mai bogați oameni lucrau în anumite feluri pentru OSS. Era o forță incomparabilă cu ceea ce exista atunci în Statele Unite. Această creștere rapidă a avut totuși și ceva dificultăți. În scurt timp, serviciile secrete britanice au început să fie îngrijorate în timp ce echipa lui Bill desfășura operațiuni de spionaj și sabotaj peste tot în lume. La momentul respectiv, britanicilor nu le plăcea stilul adoptat de OSS și credeau că serviciile lor secrete sunt mai inteligente. OSS avea agenți și în Marea Britanie, iar cei din MI6 nu erau foarte încântați de faptul că agenții americani interferează cu operațiunile lor. În America existau voci critice în presă care au numit OSS un gestapo american și se temeau că americanii de rând vor avea de suferit. Unii membri ai armatei se temeau că o superagenție atât de puternică ar putea scăpa de sub control, ajungând să aibă prea multă influență. Și să revenim la acel conflict cu Hoover, directorul FBI, care avea un dosar cu informații despre Wild Bill. Acel dosar conținea informații care îl acuzau pe Bill de faptul că era afemeiat și că avea legături cu agenții britanici, iar Hoover susținea că Wild Bill a fost imprudent. În același timp și OSS avea un dosar al lui Hoover, care conținea informații despre presupusa orientare sexuală a acestuia. Hoover i-a trimis lui Roosevelt mai multe scrisori despre metodele ciudate pe care le folosea White Bill în speranța că îl va discredita. Hoover îl făcea pe Bill să pară un personaj negativ, dar asta nu a reușit să-l convingă pe Roosevelt, care mereu a crezut în Bill. La începutul anilor 1940, frica de acest gestapo american a crescut, alimentată în primul rând de Hoover. OSS a avut multe succese, dar a avut și eșecuri și unele dintre acestea au ajuns în presă. În 1945, Bill a trimis o scrisoare secretă prin care cerea aprobarea unei agenții de spionaj și mai mare, care semăna cu o poliție secretă. Această scrisoare a fost făcută publică, ceea ce a deteriorat imaginea lui Bill și a OSS. Hoover avea chiar o cârtiță în organizația lui Bill, iar agenda respectivă a reușit să adune o mulțime de informații. Bill a știut mereu că Hoover era vinovat pentru scurgerile de informații și era conștient că acesta din urmă a încercat ani întregi să îl distrugă pentru că Hoover voia să fie cel mai bun agent american. Problema este că în încercarea de a ajunge unul dintre cei mai puternici oameni din America și Bill a intrat în conflict cu mulți oameni și a pierdut o mulțime de prieteni influenți. Iar când aliatul lui cel mai puternic, Roosevelt, a murit, Bill a rămas descoperit. Când următorul președinte Harry Truman a preluat puterea, OSS încă era criticat de oameni care susțineau că este ceva similar cu Gestapo. Renumitul general care avea să devină și el președinte, David Dwight Eisenhower, a spus că OSS este vital, dar asta nu a oprit declinul agenției. Alții susțineau că este mult prea apropiat de serviciile secrete britanice și că le oferă spionilor britanici control în Statele Unite. Dar a fost acesta sfârșitul pentru Wild Bill? Nu, nici pe departe a avut un rol important în procesele de la Nürnberg și a ajutat la condamnarea criminalilor de război. Dar în 1945, când Billy a cerut lui Truman să înființeze o nouă agenție secretă, acesta a fost mustrat, iar OSS a dispărut oficial. La scurt timp după asta, Truman a înțeles nevoia pentru o agenție centrală de spionaj și bineînțeles că l-a ales pe Wild Bill pentru a o conduce. Mulți foști membri OSS aveau să facă parte din această nouă agenție, dar Wild Bill nu a fost niciodată directorul ei. Chiar dacă el a pus bazele acestei organizații, nu avea să o conducă în contextul în care războiul rece devenea tot mai grav. Bill era mereu în culise și se gândea că va deveni directorul CIA atunci când Eisenhower va prelua puterea, dar nu a fost așa. În 1953 a fost numit ambasador în Thailanda. Probabil vă întrebați de ce. Răspunsul este că Thailanda se învecina cu Vietnam, iar America se temea de răspândirea comunismului în Asia de Sud-Est. CIA avea să joace un rol important în destinul Thailandei, ceva ce nu este menționat în manualele școlare din Thailanda zilelor noastre. CIA a orchestrat multe evenimente care au avut loc în Asia de Sud-Est de-a lungul anilor, iar lupta împotriva comunismului avea să fie una sângeroasă. Binele suprem însemna uneori să ajuți dictatori care aveau toleranță zero față de activiști, de aceea moștenirea lăsată de Wild Bill va fi mereu criticată. În 1957, Wild Bill era internat într-un spital din Thailanda pentru că suferea de demență. Revista Vanity Fair scria că ultimele lui zile au fost triste și starea lui era foarte gravă. În acel articol era descris cum Wild Bill și-a imaginat că vede armata roșie intrând în Manhattan, și într-o ultimă misiune memorabilă a fugit din spital în pijamale. Wild Bill Donovan a murit pe 8 februarie 1959 la vârsta de 76 de ani. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!